Anul acesta s-a derulat la Grădișa de Munte două campanii arheologice majore. Prima dintre ele a privit zidul fortificației, pentru că încă de anul acesta a început să fie, a intrat în derulare unul dintre proiectele majore care privește conservarea și restaurarea fortificației antice de la Grădișa de Munte. Ca atare, vreme de câteva săptămâni am făcut cercetări arheologice pe parcursul zidului, iar rezultatele, vă pot spune încă de pe acum, au fost mai mult decât surprinzătoare chiar și pentru noi, iar pentru colegii arhitecți, din tot ce ne-au spus până în momentul de față, sunt încurajatoare, în sensul în care le oferă o serie de informații, în așa fel încât ei să propună cele mai bune măsuri de conservare și de protejare a monumentului de aici, de la Grădișa de Munte. În primul rând am reușit să identificăm încă o dată un strat cu mult cărbune, cu multă arsură și cu multe semințe carbonizate, care sunt resturile unui edificiu anterior, celui pe care l-am documentat noi în anii trecuți. Și în acel strat sunt foarte multe piese, și ceramică, și fier, și sticlă, și multe, multe semințe carbonizate. Avem suficiente date ca să vedem despre ce planimetrie este vorba. Am văzut care piesă de calcar pe care le-am văzut și anii trecuți. Sunt și gropi săpate în umpluturi pentru a susține coloanele. Sunt suficiente date pentru a merge mai departe. Asta este o imagine din săpătura din 2017, o secțiune deschisă aici, paralel cu secțiunea domnului Clodariu din 1990, când s-a găsit capătul aleii Pavate, de pe terasa, care duce la monumentul de pe terasa noua. După aceea, în 2018, încă o secțiune a noastră, altă porțiune din această alee Pavate, și se vede de la un an la altul, configurația ei a adus elemente inovatoare. Dacă în 2017 avem mai multă gresie, un singur element de andezit și foarte puțin calcar, apoi în 2018 andezitul este majoritar și calcar aproape deloc. Marchează pereții din interiorul aici. În prima cameră se făcea prin 4 locuri marcate. Vedeți?